Bună dimineața, dragilor! Pentru ultima oară pe 2017, fetelor, am reușit! 5 luni! 5 luni! Yay! Nu avem calendar, dar am deschis pe toate! Da! În care dată! Nu cooperează fetele, dar nu-i nimic. Da, sigur, voi veți vedea acest clip în 2018, pentru că n-am cum să-l editez și să-l postez încă în acest an. Dar, se pare că aproape a trecut 2017. Am început așa în forță de dimineață, tot car lucruri la mama, pentru că bineînțeles că zilele astea vom rămâne la ea. Și avem nevoie de o groază de lucruri și da, locuim la doi pași, dar sincer nu vreau să mă plimb în noaptea de Revelion să mai aduc o formulă, un biberon, inclusiv termometru am luat, pentru că dacă Sofia a tot avut febră zilele trecute, de fapt săptămâna trecută, acum e bine, dar mi-am învățat lecția, trebuie să stau mereu cu termometrul lângă mine. Amelie tot curge nasul, îi dau un Nurofen strănută și curge nasul și... Da, nu știu cât vom filma astăzi din casa noastră, pentru că va fi așa o alergătură, plus că eu vreau să las lucrurile toate în regulă. Am și câteva rufe de călcat mai târziu, dacă mă aude mama, mă bate, că zice că să nu fac curat, să nu calc, dar serios, dacă nu le fac eu, cine le face? Și vreau să termin. Mai sunt câteva numai. Și cam asta, să strângem un pic prin casă, să nu las chiar mare dezordine. Repejor să vă arătăm și ce mâncăm astăzi, tot o ovăz. Eu fac în felul următor, o măsură fulgi de ovăz, două măsuri de lichid. Dar dacă cumva cumpărați și voi acești fulgi de ovăz, să știți că ies un pic, ovăzul iese un pic mai lichid, deci nu foarte gros, foarte bine în cazul meu, pentru că v-am spus că de la o vreme mă adaug și niște cereale din acelea pulbere pentru bebeluși, pentru că Amelia nu le mai mănâncă și ovăzul iese închegat așa foarte bun, cam 3 linguri din acelea pun și iese perfect ovăzul. Vreau să vă spun că la un moment dat Sofiuța a ales de la Raft, nu știu în ce magazin eram, acest compot de ananas. V-am spus că ei îi place foarte mult compotul de fructe exotice și... din când în când îl vrea, dar să nu-l cumpărați, l-am menționat aici ca să știți că nu e, e bunicel el, dar are cotoare de alea, tot trebuie să tai, aici sunt doar câteva, dar tot trebuie să arunc, știți voi, partea aia de ananas care se duce mai spre cotor și sunt porțiunile alea tari, partea bună e că nu e foarte dulce, văd că zahărul e ultimul ingredient, deci presupun că nu conține foarte mult zahăr, sper. Și pentru că am vrut să terminăm cu compotul ăsta, să nu mai stea desfăcut, e desfăcut ieri, nu, alaltă ieri l-am desfăcut, dar nu vreau să stea foarte mult timp așa, l-am mărunțit ananasul și le-am pus așa fetelor deasupra pe post de topping, eu nu mi-am pus că mie nu-mi place și tot sucul care rămăsese, o mare parte îl băuse Sofie, că ei îi place mult, dar cât mai rămăsese aici a fost parte din lichidul din acele două măsuri folosite la ovăz, restul a fost lapte. Am mai pus deasupra scorțișoară la fiecare și eu am vrut, am adăugat o linguriță de unt din acesta de caju și puțină miere de albine. Ah, încă un magazin s-a deschis în casa noastră. Lidl. Toată Lidl? Da. Am zis casa acasă în care am dus aici. De la Moș Crăciun, da? În care am dat la Intung, sunt cadouri toate la Intung. Da, sunt toate cadourile la Mițung. N-ai adus decât casa de marcat din ce ai primit de la Moș Crăciun. Da. Mama i-a adus mica. Da. Hai să vedem. Cine mi-a dat Lidl? Amelia arată. Ce trebuie să iei. Ce-ți cumpere, Amelia? O mască pentru păr sau șervețele umede? Șervețele umede? Da. Cuțit. Este unul și cuțit. Adică? 15. Bravo, mami, 15. Ce mai vreți să văd? Da. A, una asta.
tot simt. Am pus simt, simt. 155. Ce mai vrei să faci? Îți demolează. Îți distruge magazinul, Sofia. Cred că v-ați dat seama că astea sunt rezerve. O cutie cu rezerve, că cealaltă e aceasta. Mai am și aici... ce mai veți să veți, doamnă? Ce mai veți să v-ați? În asta? Mai v-ați ceva, câte ceva acolo? N-are un dus. N-are cod de bare? Nu. Vezi? Trebuie să tastezi manual. Da, nu are, că e de la Oriflame și astea nu au coduri de bare. Trebuie să-i oferi cadou. Nu-i mai cer bani pe produsul ăla. Că e vina voastră că n-aveți cod de bare, nu? Da. La produse, nu? Fetelor, gustărica. Ai curățat sămânța? Dar nu e nicio sămânță. Ce, mami, ce s-a întâmplat? Șosetele? Hai să-ți dea mami șosetele. Trecea de șosetele astea mai devreme. Hai să-ți dea mami șosetele. Hai. Te-ai încălzit, nu? Ia. Așa, și aici. Așa. E mai bine acum? Stai să-ți trag așa ăștia. Da? Și te rog frumos să le pui la loc în sertar, da? Șosetele la locul lor. Hai, pune-le în sertar. Așa, bravo, mami. Hai, pune-le în sertar. N-acolo a fost. Bravo, mami. Bă, da, mami, e bine. Bine, acolo au fost. Nu cred că trebuie să vă mai spun că fetele au făcut asta. De la asta, da, și asta. De la asta. Amelia. Marker, copii, frigider. Am dormit. Tu ai dormit și Amelia a avut scălit, da. Să scoatem pâinea. Așa. Hai să mai scoatem ceva. Ce vreți să scoateți? După cum vedeți, frigiderul nostru e cam gol. Nu este prea gol. Bine, exceptând rezervele alea, proviziile alea. Poate. Hai, ce faci, mami? Scoți toată Coca-Cola? Poate. Gata? Hai. Haideți, fetelor. Hai că mâncăm ciorbița acum și o să mâncăm diseară la mama. Poate și cu pâine? Nu, poate cu pâine, dar mâncăm fripturică, mâncăm... Hai, eu hai să închidem. Eu o carne. Știu că vrei carne, carnivora mea. Carnivora mea frumoasă. Gata? Ați terminat? Hai! Să iau una. Iau. Ce-i la pânzul ăsta. Da. La pânzul ăsta mâncăm sârbiță. Da. Dar am văzut eu... Așteaptă puțin. Avem da, deci mâncăm ciorbiță la prânz și Sofia m-a nebunit cu tonul ăsta pe care l-a văzut în frigider și am desfăcut o cutiuță
E un ton foarte bun cu, cu sos de roșii. Am mai luat eu un pic din ulei, că era cam multicel. M-aș bucura să mănânce, dar nu știu, vedem. Da, să gustă un pic. Cum da. Ar fi bine să mănânci un pic mai consistent, pentru că mai durează puțin până vom lua cina, că va fi așa aproape de 12 noaptea, presupun, și da, m-aș bucura să mănânce. Îți place? Thumbs up? De la tine a învățat și Amelia. Ameluța, ți-e somnic iar, mami? Iar doarme fata la masă? Da, a păpat tot. Da? A păpat toată cerpița. Și Sofia. Și Sofia a păpat tot, da, tonul. L-am mâncat pe tot, Sofie. Hai să te ducă, mami, să te culce, da? Da, eu vreau să mă uit la telefon. Nu vrei să dormi și tu un pic? Astăzi rămânem până mai târziu. Ne culcăm mai târziu. N-ai vrea să te culci un pic? Nu, acum. Îmi țin mai târziu. Bine. Până doarme un pic, Amelia, un pic mai mult. Bine, mami. Un sfat. Nu lăsați niciodată dulciurile așa expuse. Eu, în general, nu am boluri cu bomboane, cu ciocolată prin casă, dar atunci dacă s-au strâns astea de sărbători, le-am tot primit. Sunt la vedere și pentru că sunt la vedere nu mă pot abține. Sofia deja a mâncat două, am lăsat-o pentru că ea nu va mânca prăjituri, tort și toate cele. Însă vreau să mănânc și o bombonică. Încă un semn că ești mămică. În noaptea de Revelion, când toată lumea își aplică, toate femeile își aplică lac de unghii, tu ți-l îndepărtezi pentru că s-a făcut varză cel pe care l-aveai și sincer nu mai am timp să-mi aplic un alt strat, deci doar o să-mi curăț unghiile. Mi-am pregătit aici acetona, e aceasta de la Farmec, e foarte bună. Lacul de unghii cu care am fost dată, nu știu dacă puteți voi vedea, să cam... S-a făcut urât pe aici. Este acesta de la Opii, nuanța Bubble Bath. V-am spus că îmi plac foarte mult lacurile de unghii de la Opii și țin foarte mult pe, pe unghiile mele. Și apoi o să-mi aplic niște ulei, dar întâi o să mă spăl bine cu apă și săpun. Așa fac după ce folosesc acetonă, că mi-e frică să nu rămână pe, pe piele. Și tu ce? Și tu ce? Mă spune cum, cum să pun și cu apa. And off we go! Mergem la mama? Da. Mergem la Mițuc? Mergem la Mițuc? Da! Da, Mițuc face mâncare, dar nu ne auzi. Wow! Oh, da, a pregătit masa. Hai să vă descălț. Vino cu fundulețul aici. Uite așa. Așa, stai jos. Jos, 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 jos. Cu fundulețul jos. Așa. Așa, Sofiuța, ai reușit? Ai reușit. Așa. Hai sus. Săruna! Noi am tot sunat. Ce faci, Ami? Ți-ai luat o cărticică să te uiți pe ea? Să o citești? Da? Te duci la Sofie? Uite cu tableta, Sofia. Să știi ce ochișori ei frumoși. Să știi ce ochișori ei frumoși. Toată ziua ba cu tabletă, ba cu telefon.
relaxare la mama. Cred că fiecare dintre noi are sentimentul ăsta, nu? Când ajunge în casa părintească, nu știu, e altceva, parcă te liniștește așa dintr-o dată. Eu am avut niște zile tare agitate, așa, o stare tare, nu știu cum să spun, am fost așa încărcată emoțional și acum simt că m-am relaxat și că, da, nu știu, că mă liniștesc așa. Vedeți, da? E agent de filme, mă, e agent!
Furculițion. Fundul greu. E fundul greu. Bun. Păcă că nu l-am mai văzut. Bun? E la tine mai mult. De ce? E Glenz! Mulțumesc, Glenz! Să îndepți să mănânc eu. O sută! Mă mâncă la brânza asta. Da, am arătat. La mulți ani, dragilor, în 2018 minunat, să dea Dumnezeu să avem cu toții, să fim sănătoși și să fim, cum spun eu mereu, alături de cei care ne sunt dragi, pentru că anul trecut pentru noi a fost tare, tare greu. Da, mare lucru, na, nu știu ce ați putut vedea, era de așteptat să nu filmez foarte mult pentru că am vrut să petrec timp cu mama și cu fetele. O să vă arăt orășelul meu, Christmas Village, pe care îl iubesc. Acesta e cel cumpărat din Lidl, iar acestea sunt căsuțele cumpărate din Penny. După cum vedeți, toate funcționează, toate LED-urile. Din păcate, nu funcționează LED-ul de la aici în spate un LED de la scena asta a nativității. Mă rog, nu sunt extrem de tristă pentru că o iubesc oricum. Presupun că e problemă de la cablu la sârmulițele alea din spate. O să se uite Florin când vine și cred că poate fi rezolvată problema, dar chiar și așa îmi place foarte mult și oricum eu nu le las deschise permanent pentru că s-ar consuma bateriile, ele sunt drăguțe oricum. Da, aici e omulețul de zăpadă al fetelor și acestea sunt cumpărate din Lidl, le-ați văzut, într-un hol. Așa ca idee, eu am pus pe birou orășelul. Nu vine foarte bine având fondul ăsta negru. Pentru la anul sper să fac mai mult în ceea ce privește decorul. Vreau să cumpăr, am văzut ceva ca o blăniță așa artificială, albă, și cred că s-ar potrivi tare bine să stea pe blănița aceea toate căsuțele, ca și cum ar fi zăpadă. Cred că ar da foarte bine și plus că aș vrea să mai cumpăr niște brăduți, să intercalez așa pe aici și poate mai găsesc chiar niște căsuțe. Să văd dacă voi mai găsi ceva, chiar și anul acesta s-ar putea să mai fie la reducere, dar nu știu pe unde. Da, și cam asta e cu ziua de azi, nu-mi vine să cred că am intrat în noul an. Așa cum v-am spus data trecută, intenționez să filmez și mâine, vom face vlog și mâine, dar vă dați seama că va fi o zi scurtă și nu știu cum și cât de lung o să fie, dar noi vom încerca. Fetele sunt treze, nu dau semne că ar vrea să se culce, se joacă, pentru că toate jucăriile pe care le-au primit de la Moș Crăciun sunt tot aici. Noi nu am împodobit brad la noi acasă, nu am făcut absolut nimic în ce înseamnă decor, pentru că, ați văzut, noi nici nu avem foarte multe piese de mobilier, adică chiar dacă vreau să decorez la noi acasă,
Nu am ce sau nu am cum. Acele câteva piese de, piese de mobilier care există sunt exploatate la maximum și avem o groază de lucruri în ele și pe ele, încât nu mai permit și elemente de, decor. Dar, așa cum am spus, poate de anul acesta se vor schimba lucrurile. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și anul acesta. Vă mulțumesc tuturor vechilor și noilor abonați. Sunt dintre voi persoane care îmi spun că au urmărit un clip și de mai multe ori. Vă mulțumesc pentru tot. Așa, mie nu-mi vine să cred că am ajuns aici. Am depășit 15.000 de abonați. Pentru mulți youtuberi, ăsta nu e un număr, ce să spun, fantastic, dar pentru mine e așa peste puterea mea de a crede, cum am pornit în visul ăsta care se numește Aliela și unde am ajuns acum. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc un an minunat și vă urez să fiți sănătoși, că ăsta e cel mai important lucru. Și noapte bună, mie destul de somn. Ne vedem mâine, adică peste câteva ore. Pa, pa! Gata? Da. Aveam de gând să înlocuiesc periuțele de dinți mâine, dar am uitat în seara asta să le iau periuțele fetelor. Și noroc că le-a adus Moș Crăciun. Șapiuța o are pe aceasta electrică și Ameliuța o are pe aceasta. Da. Se mai întâmplă jos. Am adus pasta de dinți gelul lor de dinți, dar am uitat periuțele. Nu știu cum s-a întâmplat. Mami, gata!